La Giurgiu, USL nu funcționează și pace. Dovadă replicile dure între liberalul Vasile Mustățea și socialdemocratul Nicolae Bădălău, cei doi lideri ai USL. De data aceasta, scandalul a pornit de la bani, adică de la cele 164 de miliarde de lei vechi bugetul județului Giurgiu pe 2014. Prima rundă de negocieri asupra împărțirii bugetului a avut loc luni 20 ianuarie în biroul lui Vasile Mustățea. Departe de presă, discuții care se pare că s-au lăsat cu jigniri, răbufniri și acuzații reciproce. Dacă să continui domnul președinte Mustățea împreună cu colegii dânsului, discuția s-a oprit la municipiu, unde eu l-am rugat pe domnul primar să spună problemele municipiului. Domnul primar și le-a exprimat foarte clar. Ca și criteriu de împărțire a celor 163 de milioane, de miliarde, iertați-mă, bani vechi, noi am spus că propunem să avem ca punct de plecare învățământ, sănătate și proiecte prin care să creeze locuri de muncă. Asta a fost, prin asta am candidat la USL, asta a fost sloganul nostru și asta trebuie să facem în continuare, asta l-am promis cetățenilor. Domnul președinte Mustățea n-a fost de acord cu criteriul ăsta, la un moment dat, și eu vă spun acum, și foarte sincer, a spus că nu-l interesează învățământul și sănătatea. Probabil nu mai vrea să meargă la școală. Nici Vasile Mustățea nu se lasă mai prejos, așa că în ședința Consiliului Județean de azi a găsit de cuviință să-și spună propria versiune cu privire la împărțirea banilor. Domnul senator Bădălău a solicitat 60% din sume și separat 39 de miliarde pentru municipiul Giurgiu. Asta înseamnă alocarea a 87% din sumele alocate de la bugetul de stat pentru 14 primari PSD, rămânând pentru restul de 41 de primari, să alocăm o sumă de 13%. Primăria Giurgiu a venit cu proiecte de finanțare de 45 miliarde să dea jos asfaltul după trotuare și să pună, cum se numesc aia? Biscuiță aia, sau cum se numesc? Pavele. Dacă ăsta este proiect, nici nu are cel puțin, dacă ăsta e proiect de dezvoltare locală care necesită cofinanțare, ăsta sunt eu. Da? Asta este problema. S-au spus numai minciuni? Șirul afirmațiilor în contradictoriu este lung și de o parte și de cealaltă, iar la mijloc sunt cetățenii județului Giurgiu, care cu siguranță vor fi din nou dezamăgiți de felul în care li se decide viitorul, mai ales când vine vorba de investiții, sănătate, învățământ și locuri de muncă. Și pentru că liderii politici de la Giurgiu nu se înțeleg nici măcar de dragul celor care i-au votat, scandalul se pare că va fi aplanat de la centru. Astea sunt lucrurile, eu cred că e indolență, dar mai ales e bătaie de joc față de cetățeni și lucrul ăsta nu vom accepta. În spiritul ăsta am încheiat orice discuție, luni ne vom prezenta la București, unde vom avea o discuție cu domnul vicepremier Chițoiu și domnul vicepremier Dragnea vis-a-vis de această atitudine și de mod de a trata cetățenii din partea colegilor noștri liberali. Senatorul PSD spune însă că nu va fi chiar așa de simplu, pentru că dacă îi se va cere de la București să cedeze în fața liberalilor în ceea ce privește bugetul pe 2014, nu va ceda sub nicio formă, fiind dispus chiar să-și dea demisia.